Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și au venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci a fost ars și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru că a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumină, din lumina ei și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune. Ce faci atunci când sună alarma? Eu am avut o perioadă în viață când m-am obișnuit să tot amân alarma dimineața. Suna din 5 în 5 minute și eu tot amânam pentru o jumătate de oră sau și mai mult. Așa am ajuns să-mi pun ceasul să sune mai devreme alarma, pentru că știam că urmează să o amân timp de o jumătate de oră. Parcă atunci e cel mai dulce somnul, parcă atunci e cel mai plăcut să te culci la loc când sună alarma dimineața. În vremea noastră nu prea avem foarte multe utilizări ale alarmelor, doar dimineața. Poate ai alarmă la casă dacă vin hoții, sau poate chiar la mașină, să nu-ți fure mașina, mai ales dacă e o mașină mai valoroasă. Dar în vremea antică erau mai multe folosiri ale acestor sunete de alarmă. Exista la intrarea în cetate o alarmă. Exista cineva acolo în turn care se uita de la înălțime și vedea în depărtare dacă vin dușmanii și putea să sune din trâmbiță ca să știe oamenii din cetate și oamenii din jur să se adăpostească. Era trâmbița ca semnal de alarmă, ca semnal de atenționare, folosită și pentru o armată, ca toată armata să știe să se miște, să înceapă lupta. Era un semnal al atacului. Și textul pe care am citit astăzi folosește această imagine a trâmbiței ca semnal, ca instrument de alarmă. Și pasajul pe care am citit începe un nou ciclu în viziunea apostolului Ioan. S-a încheiat ciclul peceților și acum începe ciclul trâmbițelor. La peceți am văzut cum Domnul Iisus Hristos derulează istoria prin ruperea, prin deschiderea peceților. Întreaga istorie, tot ce se întâmplă pe pământ este în mâna lui Hristos și El face să se deruleze. El are în mână planul lui Dumnezeu, care era simbolizat de carte, de sul. El ține totul sub control, nimic nu se întâmplă fără îngăduința sa. Și acum ciclul trâmbițelor ne transmit un alt mesaj, ne servește drept atenționare, drept alarmă. Se referă la aceeași perioadă de timp, descrisă și de peceți, la aceleași evenimente, dar dintr-o altă perspectivă. Și modul în care vă puteți imagina cartea Apocalipsa este în felul următor. Imaginați-vă un pictor care se apropie de o pânză curată, nouă, și începe să picteze. Și pictează o scenă. Și poți să vezi acea scenă, îți dai seama despre ce e vorba, dar încă mai există loc liber pe pânză. Pânza nu e complet pictată. Vezi ce se întâmplă, vezi scena, dar mai este loc liber și după aceea pictorul vine a doua oară și adaugă din nou
detalii, adaugă mai multă informație în acea scenă, mai multă culoare, chiar poate și mai multe elemente în acea compoziție, dar este vorba de aceeași scenă. Și asta e ceea ce vedem și în cartea Apocalipsa. Primul ciclu al peceților pe care l-am parcurs deja vin și ne prezintă scena vremurilor din urmă, adică între prima și a doua venire a Domnului Iisus Hristos, epoca bisericii. Înțelegem ce se întâmplă, vedem ce se întâmplă, dar după aceea Apostolul Ioan vine și adaugă încă un strat de informație și umple și mai mult această pânză, acest tablou al vremurilor din urmă. Adaugă mai multe detalii, adaugă informații dintr-o altă perspectivă. Și ceea ce adaugă trâmbițele e avertizarea, e atenționarea. Scot în evidență reacția sau lipsa de reacție a oamenilor la aceste evenimente, la aceste avertizări. Și pentru că se adaugă un strat nou de semnificație pe același tablou, ciclul trâmbițelor păstrează chiar și aceeași structură pe care am văzut-o la ciclul peceților. De exemplu, primele patru trâmbițe corespund la primele patru peceți. Vorbesc despre același lucru, despre ce se întâmplă în jurul nostru, în societate și în natură. Trâmbițele 5 și 6, la fel ca pecetea 5 și 6, vorbesc mai specific despre oameni, despre ce fac oamenii. Și apoi, la fel cum între pecetea 6 și pecetea 7 am avut o paranteză, acum între trâmbița 6 și trâmbița 7 avem o paranteză. Și după cum pecetea 7 a prezentat o scenă în fața tronului lui Dumnezeu la sfârșitul istoriei, la fel și trâmbița 7 prezintă o scenă înaintea tronului la sfârșitul istoriei. Am poposit puțin în introducere peste aceste detalii de structură, pentru că mulți oameni se rătăcesc prin cartea Apocalipsa. Mulți oameni citesc cartea Apocalipsa și la o primă citire pare atât de complicată, atât de stufoasă, te sperie, te îngrozește, sunt multe detalii care sunt urâte, nu sunt deloc plăcute și atunci s-ar putea să te sperii, să-ți separă o carte foarte complicată. Dar când îi înțelegi structura și sensul, atunci mesajul cărții Apocalipsa devine foarte accesibil. Nu e cea mai ușoară carte din Biblie, dar este foarte, foarte accesibilă, este destul de simplă. Ce vedem aici în textul nostru? Vedem că mesajul textului nostru de astăzi este să transmită un semnal de alarmă. Care sunt aceste semnale de alarmă pe care le vedem în textul de astăzi? Primul semnal este cel din versetul 7. Grindină și foc amestecate cu sânge, s-aruncate pe pământ și arde totul, arde vegetația, arde iarba, arde copacii. Ce înseamnă lucrul acesta? Foc și sânge, vegetație arsă. Aceasta este o descriere interesantă puțin ciudată, pentru că amestecă focul și sângele. Deci există vărsare de sânge și privind la această descriere ne dăm seama că este vorba de, având în vedere că e și o trâmbiță înainte, ne dăm seama că este vorba de o practică ce se practica nu doar în antichitate, ci și de-a lungul vremii, și anume de a arde totul în fața dușmanului. A dușmanul tău să nu poată să avanseze. Ardeai iarba, ardeai, astupai fântânile. Și armata inamică nu putea să vină, caii n-aveau ce să mănânce, oamenii și animalele nu găseau apă. Deci aici vedem această politică a totului care este ras la pământ, este ars, este distrus, există și vărsare de sânge. După cum la primele două peceți am văzut acest aspect al conflictului, al războaielor, al vărsării de sânge care există în jurul nostru,
Vedem și aici același aspect reamintit al războiului. Dar acolo am văzut mai mult acțiunea oamenilor. Acolo am văzut cei care sunt doritori de putere și își concentrează puterea. Am văzut că oamenii sunt învrăjbiți. Acum, aici la Trâmbițe, se pune mai puțin accent pe faptul că oamenii fac ceva și ne trezim cu războaie în jur. Și aici se pune accentul mai mult pe aceste fenomene ca blesteme trimise de Dumnezeu. Este trâmbița pe care o sună îngerul. Nu oamenii, ci îngerul sună această trâmbiță. Și acest fenomen al războiului, al sângelui vărsat, este prezentat aici mai mult ca ceva ce face Dumnezeu în lupta sa cu omenirea răzvrătită. Le arde totul în calea lor. Acum, atunci când ne gândim la războaie, când ne gândim la conflictele care există în jurul nostru, nu îngerii încarcă bombele în avioane, nu Iisus se coboară pe pământ să tragă cu mitraliera, dar aceste conflicte sângeroase, aceste războaie, există din cauza blestemului care l-a lăsat Dumnezeu asupra omenirii după căderea în păcat. Această condiție a vărsării de sânge, a conflictelor, este parte din pedeapsa, din războiul pe care Dumnezeu îl duce cu omenirea răzvrătită. Și aici îl avem înfățișat în această formă a atenționării, a semnalului, a trâmbiței urmată de arderea pământului, de arderea vegetației și de vărsarea de sânge. Al doilea semnal de alarmă din textul nostru este în versetul 8. Este ceva mare de foc ce e aruncat în ape și apele marea se preface în sânge, mor. Animalele din mare moare, se strică, se scufundă corăbile. Ce se întâmplă aici? Acest semnal. Acest semnal, dispar resurse de hrană din apă, pentru că pescuitul era foarte important în antichitate ca și sursă de hrană și mijloace de transport. Marea era cel mai sigur și cel mai rapid mijloc de transport în acea vreme. Deci aici avem probleme economice. Am avut și o pecete, probleme economice. Acum avem trâmbița cu probleme economice. Viața este marcată de multe lipsuri, chiar și de foamete. Și acest semnal, această trâmbiță, este foarte strâns legată de acea urgie pe care Dumnezeu a lăsat-o asupra Egiptului, când apele s-au transformat în sânge și au murit peștii din ele. Atunci Dumnezeu era în conflict, era în război cu Faraon, pentru că Faraon nu lăsa în libertate poporul lui Dumnezeu să plece din Egipt. Acum, războiul lui Dumnezeu este împotriva întregii umanități care este în răzvrătire față de El. Aceste disfuncționalități în natură și catastrofe care duc la probleme economice sunt prezentate ca blestemul, ca acțiunea lui Dumnezeu. Acum, nu Iisus aruncă peturi de plastic în mări ca să moară peștii și să nu mai avem mâncare, dar eșecurile economice sunt lăsate în lumea noastră ca o pedeapsă, ca un blestem. Sunt lăsate de Dumnezeu. Al treilea semnal de alarmă pe care îl vedem aici în textul nostru este descris în mod metaforic ca o stea care cade în ape și toate apele devin otrăvitoare și mulți oameni mor din cauza acestor ape care sunt otrăvitoare. Sursa de apă atât de necesară devine otrăvitoare pentru oameni și într-o vreme în care nu se știa foarte mult despre boli, microbi, aveau probleme cu sursa de apă, deci este probabil ceva mult mai aproape de experiența lor de zi cu zi în ce privește îmbolnăvirea dintr-o apă care nu este bună. Dar ne este arătat un element necesar, apa, care pare atât de inofensiv și cu toate acestea aduce moartea. Ce înseamnă asta?
Înseamnă că îmbolnăvirea și moartea urmată de îmbolnăvire este ceea ce Dumnezeu aduce ca blestem în lumea noastră, în urma căderii în păcat. Nu sunt doar lucruri care se întâmplă în mod aleatoriu în jurul nostru. Acum, nu Iisus vinde lilieci în piața din Wuhan, dar până și existența coronavirusului, până și această dificultate pe care o experimentăm noi acum, este tot pentru că omenirea se află sub blestemul lui Dumnezeu. Și al patrulea semnal de alarmă, din versetul 12, vedem descris ca o întunecare a lumii, ca o disfuncționalitate a corpurilor cerești, a luminii pe care o avem ziua și noaptea. Și acesta este o catastrofă care ar afecta foarte mult lumea, pentru că lumina e ceva la care nu ne gândim niciodată, dar este foarte importantă pentru viață. Aceste patru semnale, aceste patru trâmbițe au în vedere lucruri care se întâmplă în jurul nostru. Le-am văzut descrise și în peceți și acum le vedem amintite ca semnale de alarmă. Unele societate alte în natură. Și văzându-le pomenite ca semnale de alarmă, ne întrebăm de ce ar trebui să fim alarmați de ele. Care ar trebui să fie reacția noastră atunci când vedem aceste semnale? Să fie reacția noastră să încercăm să rezolvăm problema, să curățăm apa, să facem rost de mâncare în alt loc, să încercăm să facem pace pe pământ, să nu mai fie conflicte, să nu fie vărsare de sânge, să nu dăm foc la iarbă. Unii oameni privesc la realitatea din jur și o interpretează în această cheie. Dar nici politicienii nu rezolvă problema conflictului și doar îl amână. Nici doctorii nu rezolvă problema pe care o avem, doar ne mai țin în viață câțiva ani, ne ajută să nu murim imediat. Aceste semnale trebuie să capete pentru noi și o semnificație spirituală. Trebuie să privim la ele și să le vedem ca fenomene neplăcute, rele, urâte, care au loc în lumea noastră datorită unei realități spirituale. Să ne facă să ne aducem aminte de originea lor. Să ne aducem aminte că din grădina Eden, după primul păcat, Dumnezeu a rostit aceste blesteme asupra oamenilor. Blesteme care afectau relațiile dintre ei, blesteme care afectau munca lor, blesteme care afectau sănătatea lor și funcționarea naturii. Ce e un blestem? Un blestem este o pedeapsă parțială pe care Dumnezeu o dă ca și consecința păcatului. Nu-i pedeapsa finală, nu-i pedeapsa deplină, dar arată starea de condamnare a omenirii. Cultivarea hranei cu dificultate, durerile de sarcină, moartea sunt blesteme care există de la începutul istoriei umane căzute. Și acum ne spune Ioan că ar trebui să le percepem ca semnale de alarmă. Aceste lucruri nu sunt naturale. Aceste lucruri nu sunt normale. Ar trebui să ne facă să ne dăm seama că ceva nu-i bine. Să ne facă să ne îndreptăm înspre Dumnezeu. Ar trebui atunci când experimentăm aceste lucruri să ne punem întrebarea de ce există în lumea noastră. Să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Aceste lucruri există pentru că suntem căzuți în păcat. Toată durerea, toată dificultatea, toată dezamăgirea pe care o avem în viața de zi cu zi, ar trebui să ne facă să ne gândim la Dumnezeu. Să ne aducem aminte cum am căzut din viața pentru care am fost creați. Să ne oprim din păcat. Să îl căutăm pe Dumnezeu, să căutăm voia lui Dumnezeu, să ne reconciliem cu Dumnezeu. Și de alarma asta nu duce lipsă nimeni. Alarma aceasta tot sună. Dar care este răspunsul nostru?
Care este răspunsul oamenilor atunci când văd aceste semnale de alarmă în jur? Cum dai snuz, cum dai amânare la alarmă dimineața, cam așa reacționează mulți oameni când văd aceste semnale. O să sune în continuu, o să ai durere în continuu, o să ai eșec în continuu, poți să ignori. Pentru că acum e cel mai dulce somn, acum e cel mai dulce păcatul. O să amâni, să spui că o vedea ce va fi, ce va fi de alții, va fi și de, și de mine. Și deși aceste evenimente neplăcute ale vieții sunt rele, sunt dureroase, este un lucru bun că le avem. Este un punct de contact pe care îl avem și cu cei care nu cred în Hristos, pentru că este o durere, o suferință, un eșec pe care îl experimentează fiecare om. Vestemul acestei lumi pe care îl experimentăm din primul și până în ultimul moment al vieții este ca simptomul unei boli, este ca durerea. Nu ne place să avem durere, dar e bine că avem durere. De ce? Pentru că atunci, dacă avem durere, știm că avem o problemă de sănătate și trebuie să căutăm să o rezolvăm. Dacă un organ s-ar îmbolnăvi și ar continua să se îmbolnăvească, să se deterioreze și nu ne-ar da niciun semnal de alarmă, atunci am ajunge să murim, fără să știm că trebuie să ne ocupăm de o problemă pe care o avem. E bine să te doară din prima clipă în care nu ești perfect sănătos. Din păcate nu se întâmplă lucrul acesta. Multe boli progresează, se dezvoltă în corpul nostru. Dar e bine să știi, ca să poți să iei măsuri. La fel și cu aceste experiențe pe care le avem în jurul nostru. Când vedem probleme economice, când vedem conflicte între națiuni, când vedem boală, este simptomul căderii în păcat, este simptomul faptului că trăim într-o lume blestemată, suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și când continuăm să ignorăm aceste semnale, realitatea nu se schimbă, realitatea nu dispare. Dar acum s-ar putea să vă întrebați dacă suntem iertați în Hristos, dacă suntem reconciliați cu Dumnezeu, de ce mai simțim aceste semnale de alarmă? De ce mai avem parte de toate aceste probleme? Se războiește Dumnezeu cu noi? Ne pedepsește? Biserica experimentează aceeași realitate naturală pe care o are întreaga lume, deși nu mai suntem sub blestemul lui Dumnezeu. Și atunci când privim la aceste semnale din jurul nostru, ele capătă o semnificație diferită pentru noi. Ne slujesc ca un mijloc de învățare și de întărire prin credință. După cum spune și cateismul nostru, providența lui Dumnezeu îngăduie asupra noastră tot felul de experiențe, și ploaia, și seceta, și rodirea, și lipsa roadelor, și mâncarea, și botura, și sănătatea, și boala, bogăția, și sărăcia. Toate aceste lucruri nici pentru noi nu vin la întâmplare. Dar tot cateismul continuă și ne spune că privind la aceste lucruri, privind la ce se întâmplă în viața noastră și în jurul nostru, ar trebui să învățăm să fim răbdători în dificultăți, să fim mulțumitori în prosperitate, să avem încredere în Dumnezeul și Tatăl nostru credincios pentru lucrurile prezente și viitoare, știind că toate aceste lucruri vin din mâna sa și suntem în protecția sa. Aceste lucruri nu sunt semnale de alarmă pentru noi care ar trebui să ne facă să intrăm în panică, deoarece Hristos a înlăturat blestemul care era asupra noastră. Noi nu experimentăm aceste lucruri ca blesteme, ci le experimentăm pentru că ne aflăm încă în această lume care este sub condamnarea lui Dumnezeu, sub blestemul păcatului. Noi suntem ai lui Dumnezeu, suntem împăcați cu Dumnezeu, tot blestemul a fost înlăturat de pe noi, dar trăim cu trupul
într-un teritoriu străin, într-o țară care încă este străină, este uzurpată de cel rău, într-o țară care se află sub incidența mâniei lui Dumnezeu. Dumnezeu se războiește cu acest loc. Și nu mă refer doar la România, mă refer în general la această epocă stricată. Suntem în teritoriul inamic, ca să folosesc o exprimare de război. Și s-ar putea ca noi să fim puțin confuzi în această privință, pentru că am avut un ev mediu în care creștinismul a fost impus cu forța, dar biserica din primul secol, care primește pentru prima dată această epistolă, are foarte clar în minte lucrul acesta. Își dă seama că se află pe un teritoriu străin, că se află într-o împărăție care este în război cu Dumnezeu. Aceste semnale de alarmă, deși nu trebuie să ne provoace panică, pentru noi servesc drept un mijloc de învățare și de întărire în credință. Ne fac să ne încredem în Dumnezeu, să ne căutăm ajutorul la Dumnezeu și în același timp ne arată puterea lui Dumnezeu, ne arată judecata lui Dumnezeu care vine. Pe de o parte, suntem chemați ca în viața noastră, în acest teritoriu străin, să fim plini de milă și plini de dragoste față de semenii noștri. Suntem chemați să ne dorim ca tot mai mulți din oamenii din jurul nostru să creadă în Hristos, să fie reconciliați cu Dumnezeu. Dar în același timp, venirea judecății, trâmbițele care sună, care anunță lupta lui Dumnezeu împotriva omenirii răzvrătite, acest război al lui Dumnezeu este o veste bună. Este ceva ce a încurajat biserica în primul secol și ne încurajează și pe noi. Este o veste bună că omenirea nu se află în controlul istoriei. Este o veste bună că omenirea nu se află în controlul pământului. Este o veste bună că omenirea răzvrătită pierde războiul cu Dumnezeu. Dar este o veste bună și faptul că acum, câtă vreme este semnalul de avertizare, câtă vreme mânia lui Dumnezeu nu s-a revărsat de plin asupra pământului, câtă vreme este doar un blestem și nu judecata finală, este o veste bună că există aceste semnale. Pentru că aceste semnale sunt și o chemare la reconcilierea cu Dumnezeu. Înainte să fii prins de moarte și să fii judecat. Și prin cuvânt și prin sacrament suntem chemați la această reconciliere cu Dumnezeu. După o săptămână în care trăim o viață marcată de boală, de dificultatea câștigării hranei, de tensiuni și conflicte cu cei din familia noastră sau din jurul nostru, cu probleme în relații, ne oprim, ne refugiem din această lume afectată de blestem, în această strângere, că Dumnezeu ne restrânge prin cuvânt, ne cheamă la reconciliere cu sine, ne cheamă să ne readucem aminte de ceea ce Hristos a făcut pentru noi și ne ajută, ne întărește ca să ne putem să ne întoarcem în viața noastră de zi cu zi întăriți, încurajați, asigurați de faptul că toate aceste blesteme pe care le vedem în jurul nostru nu sunt un blestem pentru noi. Și Dumnezeu ne protejează în mijlocul acestor dificultăți. Să ne rugăm. Noi, Tatăl nostru, îți mulțumim că în această lume marcată de multă suferință, nu ai lăsat singur, ci ai avut milă de noi. Îți mulțumim că ne-ai adus cuvântul Tău prin care putem să avem speranță și încredere în Tine. Rugăm ca în momentele de dificultate, în momentele în care suntem copleșiți de eșec și suferință, să ne aducem aminte de Tine. Și atunci când privim la aceste evenimente dureroase din viața noastră și din jurul nostru, să nu ne continuăm viața fără încredere în Tine, să nu cădem în disperare, ci să fim mângâiați de vestea bună a mântuirii noastre sigure prin Hristos. În numele Lui ne rugăm. Amin.